ce este locul? 4, 0... N-am înțeles! Ai evadat! S-a turnat al lui Ion Creagă! Humuleștiul! Gata, e clar! Cei doi vlogeri care au evadat din penitenciarul YouTube-ului au fost depistați și reținuți. Și acum îi ducem la închisoare. Pentru că noi aici am venit ca să salvăm vloggerul din celula cealaltă. Ce ai acolo, Melissa? Wow! Ce s-a întâmplat, Melissa? Am visat un coșmar. Ceva s-a întâmplat cu canalul nostru de YouTube. Gata, trebuie să evadăm de aici. Iată, se aude și vloggerul. S-a trezit. Da, e timpul să ieșim de aici. Ce să faceți? Să evadați? Am aflat că am mai prins niște vloggeri. Las că n-o să vă fie aici urât. Ce vlogger? Care vlogger? Ce aveți voi cu noi? Dați-ne pace! Acuși mă întorc, mai aveți o surpriză. Oare despre ce vlogger vorbește? Sper să nu fie prietenii noștri. Da, că de altfel n-are cine să ne salveze din afară, de la libertate. Melissa Melimi, spre mine! Ce s-a întâmplat? De astăzi purtați uniformă. Dacă vă gândiți să evadați, nu aveți nicio șansă. La libertate o să vă cunoască toți că sunteți prizonieri. Mami Melini. Da? Ține și ție. Văd că devine din ce în ce mai dificil să evadăm. Acestea sunt hainele voastre. Pentru tot restul vieții o să vă recunoască și câinii. Până evada, ceva mi-e somn. Să mă odihnesc, nu prea am dormit noaptea bine. Dragi prieteni, cât mami se odihnește, vreau să vă zic un secret. Recent a fost ziua ei de naștere și vreau să facem o surpriză cu voi toți. Hai să ne apunăm în secret. Dar când vom evada, mami va observa că are foarte mulți abonați și se va bucura foarte mult. Eu sper că mă veți ajuta. Mami, trezește-te! Am un plan de evadare. Da? Povestește! Cerem gardianului să ne dea pila pentru manicură. Cât gardianul doarme, noi vom roate încetişor până se va tăia fierul. Și Melissa tot roz încă roz și roz. Of, vale. O trecut 150 de ani și tot încă nu s-a mai ros șerul ăsta. Hai și pe mine mă doare cap de la răsătura asta voastră. Ia-te, uite, și gardianului i-a crescut barba și e până în pământ, ia ui bătrân moșneag. Of, 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 inima, of, nu mai ajung eu să vă tăiet șerul ăsta, Melissa. Da, decade varianta asta. Nu merge, Melissa. Stai că eu am altă idee. Îi dăm gardianului această revistă cu rebusul să le rezolve. El oricum nu are ce face toată ziua. Clar că gardianul nu va ști să le rezolve pe toate și o să ne întrebe pe noi. Noi îl vom invita în celulă și îi vom dicta ce să scrie. El va fi concentrat foarte mult la revistă, iar noi încet, încet vom pleca. Deschide! Clar că deja va fi târziu. Vom arunca cheile,
vloggerului necunoscut, iar noi ne luăm tălpășița. Dar cum mai este o ușă care nu putem să descuiem? Decade și această variantă. Dar stai, că varianta mea are un plan B. Privește aici, un tomberon. Ne băgăm în tomberon și așteptăm până vin gunoierii. Gunoierilor, verificați tomberonul. Acolo sunt prizonieri. Și de această dată, planul nostru decade. Gardianul l-a dat peste cap. Hai, dar să revenim la pilă. Și ce să facem cu ea? Vom face o gaură în perete. Am privit într-un film. Hai să te ajut și eu. Hai să roadim împreună. Hai, babă Melisa, hai să ieșim o dată. Tu prima și eu după tine. Văd deja ieșire afară. Nu, zadar, a trecut 100 de ani până a rost peretele ăsta. Hai să încercăm o dată. Hai, Melisa, hai. Nu, gama mai. Hai, babă Melisa, bagă cap și ea la babă. Of, am să mor în poarta asta. Pisă-ne când ești planul ăsta, Tomier. Mai am o idee. Vom obține încrederea celor de la conducere și ne vor transfera la bucătărie să lucrăm acolo, să facem, să gătim bucate. După aceea, vom ruga abonații să ne transmită cheia în produse, în bucate. Și când vom curăța cartoful, așa, ușuriel, ușuriel, și trebuie să o tăiem, așa... Poc? Dăm de cheie! Vezi? Să nu ne vadă gardianul. Și suntem salvate? Da! Oh-oh! Dar de unde să știe abonații în ce celulă stăm și care este cheia de la ușa, de la lăcatul nostru? Șansele sunt 1 la 1 milion. Hai mai bine să cerem abonaților să ne trimită o grenată fumigenă. Iar detectoarele de fum vor deschide ușa. Cât gardianul rezolvă rebusurile, noi aruncăm grenata fumigenă la picioarele lui. Clar că gardianul imediat va adormi. Ușa se deschide automat, iar noi fugim. Dar stop, vom trece tot prin acest fum. Și vom adormi și noi. Melisa, dacă nu mergem în perete, hai să săpăm în podea. Hai să treabă. Nu mai dau de capăt aici. Babă Melis, hai mai repede, că ne apucă 80 de ani cu săpatul ăsta al tău. Nici această variantă nu merge. Domnule gardian, vă rog, domnule gardian, permiteți-ne pentru o oră măcar. Mâine, 25 octombrie, duminică, ora 15. Trebuie să intrăm în live cu abonații noștri. Într-un mega challenge, live. Ghicește vloggerul după gură, nas, ochi sau întreg. Live? Da, și mie îmi plac live-urile. Domnule gardian, împăreți cunoscut, undeva ne-a mai văzut? Parcă-mi pare că semănați cu un vlogger. Eu nu sunt vlogger. Eu am o stață. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne susțineți și ați cerut să continuăm serialul nostru Evadează din închisoare. Pentru că datorită vouă, noi ne-am întors aici înapoi să salvăm vloggerul din cealaltă celulă. În vlogul de astăzi, primii 10 care ne vor scrie în comentarii cele mai bune planuri de evadare vor fi premiați și vor fi apreciați cu atâtea puncte câte like-uri vor avea sub comentariul său. Da, aici fără ajutorul vloggerilor nu avem nicio șansă. Dragi youtuberi, ajutați-ne vă rog. Scăpați-ne din închisoare. Vrem să ieșim la libertate. Vă salvez!
Dragi prieteni, vă întrebați de ce am ales această tematică pentru serialul nostru Evadează din închisoare? De fapt, este un vlog simbol în perioada aceasta grea de pandemie. Închisoarea noastră simbolizează familia fiecăruia. În zilele de astăzi suntem nevoiți să stăm mai mult închiși acasă. Nu putem să ne vedem rudele, prietenii, mai ales cei de peste hotare. Iar vloggerii din acest serial reprezintă medicii, oamenii de știință, organele statului, biserica și toate persoanele care caută soluții pentru a depăși această criză. Iar evadarea simbolizează spiritul de echipă care ne unește și mai mult. Atunci, haideți să evadăm cu toți împreună ca să fim mai fericiți!